În videoclipul anterior v-am arătat cât sunt de afectați pomișorii din grădina părinților mei de monilioză. Ei bine, cum putem trata acești pomișori afectați de monilioză? Fiind vorba de puțini pomi, eu am să culeg toate aceste frunze, frunze arse de ciupercă, le culeg și le pun într-o pungă, o pungă pe care o voi închide și am să o arunc direct la tomberon, dar în niciun caz nu trebuie să aruncate liber prin grădină, pentru că dacă frunzele, resturile acestea vegetale rămân în contact cu pământul, ciuperca se perpetuează și se întinde și la alte plante. Așa că este bine să le strângem. Gradul de afectare este profund la acești pomișori. Se vede că frunzele sunt arse, sunt brunificate. Dacă ar trebui să le elimine în totalitate, pomul cu siguranță ar muri, pentru că ar rămâne fără laboratorul său de fotosinteză. Exact cum avem în cazul acesta, unde un piersic a fost afectat. La el sunt nevoit inclusiv să tai din ramurile afectate, pentru că vârfurile acestora sunt pârlite, sunt arse profund. Aici avem un prun la care monilioza a afectat toți lăstarii de creștere, inclusiv fructele. Toate sunt pârlite și nu există alt remediu decât îndepărtarea lor și aruncarea, așa cum am discutat, la tomberon. Am reușit să debarasez, să curăț pomișorii cât am putut de mult. Am încercat să păstrez din frunze pentru ca ei să-și continue viața. Tratamentul pe care îl fac acum este cu Signum, un fungicid foarte bun în tratarea moniliozei. Cum aplic tratamentul? Prin îmbăiere din abundență, atât pe ramuri, cât și pe tulpină, de sus până jos. Cu cât îmbăierea este mai bună, mai uniformă, cu atât ciuperca va fi mult mai bine și eficient îndepărtată. Pentru că este vorba de o ciupercă rezistentă, aceasta s-a fixat deja pe ramuri, pe ramurile de schelet și pe tulpină. Așa că nu este suficient un singur tratament, vor fi necesare încă două tratamente la interval de 20 de zile. Aplicați tratamentul, spor la treabă!